Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Astăzi ne aflăm la Văgiulești, unde vom vorbi cu domnul primar Constantin Pârjol. Bună ziua, domnule primar, și bine v-am găsit. Bună ziua și bine ați venit. Sunteți bineveniți oricând pe plaiurile comunei Văgiulești. Vă mulțumim. Domnule primar, pentru început, am vrea să ne spuneți care sunt prioritățile primăriei și ale Consiliului Local în ceea ce privește localitatea pentru anul în curs. Da. Vis-a-vis de prioritățile care la acest moment sunt pe agenda noastră pe prioritare, sunt modernizarea drumurilor sătești în satele Valea Motrului, Văgiulești și Covrigi. Sunt în trei locații diferite. Este vorba despre documentația pe care o avem pregătită, inclusiv toate avizele necesare promovării acestui proiect. Acest proiect include aproape 6 km de asfalt și se ridică la o valoare de 1 milion de euro. Intenția este de a-l promova pe fonduri europene, pentru că am mai lucrat cu fondurile europene și știm că sunt unica șanse pentru noi care avem, să zic, o stare financiară precară. E singura șansă de a putea realiza unele investiții de această anvergură. În prezent, care este starea drumurilor? În prezent, starea acestor drumuri care urmează a fi promovate este, să zic, așa ca după iarnă, destul de gravă, pentru că pe perioada iernii, de obicei, se degradează starea drumurilor care, la ora actuală, sunt din pământ și parțial pietruite. Am făcut o pietruire în cursul lunii decembrie pentru a mai amâna puțin și a îmbunătăți starea lor pentru această iarnă. Însă speranța mare este să putem să promovăm acest proiect pentru că altfel noi, pe fonduri guvernamentale, este foarte greu de promovat așa ceva, iar pe surse proprii nu intră în discuția noastră. Sunt valori foarte mari și noi, la capitolul finanțe, nu stăm atât de bine ca să ne permitem așa ceva. Sperăm cât de curând să se deschidă o nouă sesiune pe măsura 7.2, unde ne încadrăm și noi. La prima sesiune nu am putut să promovăm acest proiect pentru că la nivelul localității nu puteam să îndeplinim condițiile de punctaj cerute. A fost un barem de 70 de puncte, dar acum, în cea de-a doua sesiune, suntem pregătiți, avem proiectele pregătite, am luat toate avizele, absolut totul, doar la deschiderea sesiunii chiar s-a început introducerea, că se încarcă online acum, s-a început introducerea datelor. Doar când s-o deschide, să fim între primii serviți, între primii primiți, că asta este și regula fondului europene, primii veniți, primii serviți. Știm că o parte din drumuri au fost și afectate de o alunecare de teren la începutul anului 2015. Care mai este situația cu aceste drumuri? Alunecările de teren sunt în două puncte, respectiv în satul Valea Motrului și în localitatea Covrigi, Murgilești. Cea mai afectată este Murgileștiu, care este în apropierea zonei de gospodărire a apei. Drumul a fost nevoie să-l deviem ca să se mai poată circula la ora actuală. Am avut norocul că nu au fost așa multe precipitații în acest an și nu a evoluat până la această dată. Noi suntem în curs, săptămâna aceasta, probabil o să finalizăm încheierea unui contract, că a trebuit să actualizăm studiu pe care l-am efectuat anul trecut, pentru că s-a schimbat TVA-ul, pentru că au mai părut alte probleme pe parcursul unui an, și am actualizat studiul și cred că până la sfârșitul săptămânii aceea o să încheiem un contract de consolidare a terenului alunecat în zona Murgilești. Aceea este prioritară, pentru că s-a apropiat, este aproape de a afecta chiar gardul de la gospodărirea comunală. Iar pentru Valea Motrului, momentan starea s-a, să zic, s-a asistat, n-a mai evoluat sub nicio formă și este ca valoare acestei lucrări, este cuprinsă în proiectul de modernizare a drumului, care urmează a fi promovat. Este o prioritate foarte mare pentru noi zona aceasta și pentru alunecarea de teren, consolidarea terenului în zona unde a alunecat terenul, suntem nevoiți să apelăm la bugetul propriu, la resursele pe care le-am avut și economiile din alți ani. Tot ce s-a economisit și n-a fost cheltuit, o să fie nevoie să le cheltuim în această zonă.
Noi am așteptat suficient de mult, peste un an de zile, de când așteptăm să primim fonduri pe, să zicem, pe surse guvernamentale, însă până la acest moment nu a apărut această posibilitate și în condițiile astea nu putem să mai așteptăm, este nevoie să intervenim, trebuie să renunțăm la alte acțiuni ale noastre care le aveam în intenție și să rezolvăm această problemă pentru că e prioritară. Și încă ați făcut foarte multe demersuri la autoritățile județene, la autoritățile de la centru. Practic n-ați primit niciun sprijin până acum? Nu am primit absolut niciun sprijin în acest sens, doar că suntem în așteptare și la momentul când se vor repartiza resurse financiare vom fi și noi acolo, ne vom regăsi în listă, dar nici la nivel județean nu s-au alocat fonduri pentru asemenea activități. În ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă a comunei, care este situația? În prezent avem doar două sate unde nu este efectuată realizarea, nu s-a realizat alimentarea cu apă, respectiv Valea Motrului și Cârciu. În zona Murgileș-Covrigi este realizată în proporție de 90%. Însă la acest moment este oprită distribuția apei pentru că din cauza alunecărilor de teren de lângă gospodăria de apă a fost nevoie să o oprim, să asistăm alimentarea cu apă, întrucât există riscul de a produce niște pagube pe care constructorul nu și le poate asuma la acest moment. Deci, imediat ce se încep lucrările, în primul rând se remediază acea zonă pentru a pune în funcțiune sistemul de alimentare cu apă. Asta se întâmplă în zona Murgileș-Covrigi. În zona Văgiulești, aici se fac branșieri în continuare, aici funcționează, nu avem niciun fel de probleme și mai rămân doar două sate, Valea Motrului și Cârciu, unde vă spuneam că pentru Valea Motrului avem realizat studiul de fezabilitate, dar din discuțiile cu cetățenii, prioritară ar fi drumurile de realizat la acest moment. Deși, din punct de vedere tehnic, prima dată se realizează apa, explicându-le oamenilor că dacă ne alegem ca prioritate drumurile, apa, obligatoriu cel puțin 5 ani de zile, o să se prelungească într-un fel, pentru că pe lucrările europene nu se poate interveni pe o perioadă de 5 ani de zile. Și e greu de realizat fără să, zicem, să afectez lucrările noi efectuate. Iar pentru satul Cârciu, care este o distanță foarte mare între Văgiulești și Cârciu și e și conformația terenului la o înălțime la care sistemul de alimentare Văgiulești nu permite alimentarea satului Cârciu, suntem în discuție, am discutat cu Comuna Samarinești, vecinii noștri, am adus și o echipă de specialiști de ca să vadă conformația terenului și să ne dea soluția și spun că singura soluție pentru satul Cârciu este să facem o extensie de la Comuna Samarinești, să facem alimentare cu apă numai prin extindere de la Comuna Samarinești. Și am prevăzut-o noi așa ca realizabilă prin programul de GAL, unde suntem și împreună cu Samarinești un același GAL. Și atunci zicem că o să putem să realizăm și acest obiectiv. Dacă tot ați amintit de GAL, știm că vă aflați într-un grup de acțiune locală din Mehedinții. În ce stadiu se află acest GAL? La acest moment se culeg date pentru întocmirea strategiei la nivelul GAL-ului. La nivelul localității noastre a avut loc ședința de animare sau s-au predat toate documentele solicitate, respectiv strategie, listele cu agenții economici și tot ce a fost necesar ca să fie prioritățile, tot portofoliul de proiecte ce urmează a fi cuprins în strategia GAL-ului pentru a putea fi realizate pe perioada următoare. La acest moment suntem clar și nu mai revenim asupra hotărârii în GAL-ul Ținutul Cloșanului, care are sediul la Mehedinți și în mare parte sunt prioritare comunele din Mehedinți. Ce fel de proiecte sperați să promovați prin acest grup de acțiune locală? În primul rând, pentru comunitatea locală, e prioritar alimentarea cu apa satului Cârciu.
prin acțiunea locală, pentru că nu sunt sume atât de mari, dar m-aș bucura și sper într-o conștientizare prin ședințele pe care urmează să le mai facă reprezentanții Galului cu agenții economici, agenții economici să beneficieze mai mult pe utilaje, pe tot felul de proiecte pe care, de care ar fi interesați. Deși la noi, să zicem, agenții economici sunt foarte slab dezvoltați în zonă și le e și teamă, cred că prin puterea exemplului ce au făcut alții și ce se pot realiza și la noi. Am văzut că există intenții, în special există pentru partea agricolă care au mai și accesat pe proiecte mici de 25-30 de mii de euro, dar care sunt interesați la acest moment să-și extindă și au văzut că sunt realizabile proiectele pe bani europeni. În prezent, dacă tot ați amintit de agenții economici, ce fel de activități desfășoară aici? Dacă sunt... Să știți că la noi, din acest punct de vedere, să zic, este ceva care în zona noastră nu poți să atragi, adică agenții economici doar pe vânzări. Nu sunt atât de... Să zicem, nu creează locuri de muncă. La acest moment nu avem efectiv niciun agent economic care, să zicem, că produce ceva. Ei doar micul comerț. Da, comercializarea. Nu avem în zonă. Mai este un prestator de servicii cu niște utilaje, dar și el este într-o situație, așa să zic, incertă, care nu se vede o activitate care, să zicem, că are o activitate puternică și promovează angajarea de persoane sau... Nu e nicio zonă de atracție, să zicem. Nu e nici zonă turistică, nu sunt interese economice atât de mari și e și foarte greu să găsești. Eu am fost în urmă cu 2 ani de zile într-un schimb de experiență în Italia și acolo am avut tot felul de contacte și chiar am luat contact cu cineva în ideea de a promova un câmp de realizarea de panouri fotovoltaice, da. Și până la urmă s-a deplasat respectivul investitor și care avea intenția de a face treaba asta în zonă. Și după analiza situației terenului, legătura până la linia de trafo unde trebuia să fie niște distanțe, și-a dat seama că nu poate să îndeplinească condițiile să realizeze un asemenea proiect. Nici la nivel de instituție, de comună, nu există terenuri mari pe care să le poți dispune și să le dispui să le pui la dispoziția investitorului. Noi nu avem doar terenurile, să zicem, doar izlazurile comunale. Restul, ca terenuri, noi nu deținem terenuri, alte terenuri agricole. Iar izlazurile comunale, așa cum sunt ele amplasate, nu prezintă interes pentru investiții de acest fel și, din punct de vedere legal, la acest moment nu s-ar putea face, că ar trebui să-i schimb destinația terenului și așa mai departe. Nici infrastructura nu vă prea ajută. Drumul județean, am văzut, care face accesul dintre Motru și Băgiulești, nu este într-o stare foarte bună. La acest moment este foarte adevărat, drumul județean se află într-o stare deplorabilă, însă am observat că deja la comunele vecine, cred că pe la Cătune sau în zona Motrului, am văzut că au început să-și aducă utilajele și din toate sursele pe care le am de informații, am înțeles că acum începem cu întâi vor să declanșeze acțiunea de modernizare a drumului. Acum, la noi în zonă, prea puțin s-a lucrat pe ce au avut ei în toamnă lucrări. Deci, eu am văzut că au lucrat mai mult în zona Motrului. E foarte adevărat că e o mare necesitate de a se repara acest drum, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care fac naveta spre Motru, cu mașini personale, cu mijloace de transport în comun și e destul de greu ca să întreții un autoturism în condițiile în care zilnic trebuie să treci printr-un drum greu accesibil. Dar sperăm a se îndrepta lucrurile din cursul acestui an.
Dacă ar veni un investitor în zonă, i-ați oferi anumite facilități, poate niște scutiri? Absolut, am fi deci dispuși să facem aceste concesii, pentru că dacă nici zona nu ne ajută și nici noi nu am oferit anumite posibilități și scutiri, eu știu, de orice gen, dar asta ar însemna să le discutăm la fața locului și în funcție de doleanțele, dar suntem deschiși la așa ceva. Noi am prevăzut pe nou PUG foarte multe spații de servicii aici între localității, tot ce ține chiar pe activități agricole, toată zona care ar prezenta un potențial interes pentru investitori, l-am prevăzut și l-am prevăzut ca spații de servicii. Acum rămâne de văzut pe viitor dacă există interes. Și nu cred că nici Consiliul Local n-ar avea ceva împotrivă ca să oferim anumite facilități să se instaleze și în zona noastră un investitor, pentru că lipsa locului de muncă în zonă se resimte foarte, foarte grav. Tot ați menționat de PUG, știm că l-ați actualizat acest plan, cu ce vă ajută? Să știți că a fost o perioadă destul de lungă în care a trebuit să obținem și execuția lui în sine, a proiectanților care l-au executat, a durat, pentru că a trebuit să facă tot felul de măsurători, așa, dar și obținerea tuturor avizelor a durat aproape 2 ani de zile până am obținut toate avizele. Și ele reglementează, pentru că PUG-ul dinainte era din 1997 și vă dați seama că nu mai era de actualitate în momentul în care în vechiul PUG era prevăzută groapa de gunoi în izlazul comunal. Deci se înțelege clar că nu mai corespundea realității de acum. Și inclusiv între localități, unde tendința a fost permanent, s-a manifestat tendința de a se construi case de locuit în special, dar și posibilitatea de a-și face anumite întreprinzători, de a-și face o afacere, să zicem. Și sunt foarte multe lucruri care s-au actualizat și sunt de bun augur, s-au stabilit, inclusiv înființarea unui cimitir, care acesta a chinuit pe foarte multă lume în această perioadă, pentru că actualul cimitir se află într-o poziție foarte greu accesibilă. Cel din satul Văgiuleș, da. Și e și greu accesibil și e și la capacitatea maximă, adică nu mai sunt locuri. Și intenția a existat, dar imposibilitatea de a pune în aplicare ca și idee a fost tocmai datorită acestui fapt, pentru că respectivul teren figura ca extravilan și nu se permitea o autorizare în acest sens. S-au reglementat și regimul construcțiilor vis-a-vis de drumul județean, distanțe, față de vecinătății, tot felul, pentru că pe această perioadă atât de lungă e clar că și legislația de specialitate s-a îmbunătățit și s-a modificat. Și atunci nu mai poți să construiești până în marginea drumului județean, adică trebuie să respecti și distanțele de siguranță, de servicii, pentru că sunt linii telefonice. Și eu zic că e un lucru foarte bun că acest lucru se realizează la rar, dar pentru o perioadă lungă de timp. Adică ce s-a preconizat acum, până circa 15-20 de ani, nu se mai poate interveni asupra PUG-ului. Am înțeles. Domnule primar, în ceea ce privește unitățile de învățământ de pe raza comunei, sunt pregătite, sunt conforme, mai trebuie făcute investiții? Da. La acest moment, unitățile arată și sunt bine pregătite. Pot să spun că am putea să concurăm cu instituții din cadrul municipiului Motru. Vreau să vă spun că au fost modernizate în mare majoritate. Vorbim în primul rând de Școala Generală Văgiulești, care ea a fost modernizată de la temelie, să zicem, și au suferit și anumite extinderi, că s-a mai atașat o grădiniță ca să ele corespund, sunt autorizate, au apă curentă,
Toaletele nu sunt în cadrul școlii, sunt în curte, dar sunt modernizate, nu se pune problema. Au centrale electrice, deci încălzirea, termopane, n-am avut probleme cu încălzirea, cu absolut nimic. Deci, ca și condiții, pot să vă spun că sunt condiții europene, inclusiv la mobilier, și mobilierul a fost schimbat absolut tot, la școala generală. La școala primară avem o școală primară nouă și grădinița în zona Covrici, care în toamna anului 2015, la începutul anului, i-am dat drumul. Este în condiții foarte bune, e construcție nouă, realizată pe o perioadă mai lungă de timp, ce-i drept că a fost realizată din sursă proprie, însă la acest moment corespunde absolut total cerințelor europene, să zicem așa. O singură grădiniță mai avem, de care eu nu sunt mulțumit așa cum arată, în sensul în care construcția este foarte veche și oricâte reparații îi face, ele apar fisuri, e construcție veche și cred că nu o să mai funcționeze mult timp în zona respectivă, pentru că nu ne permite să facem o nouă construcție acolo și posibil ca acești copii preșcolari să fie aduși la centru aici, fie facem aici o extindere și mai facem o sală de grădiniță, fie vedem, ne găsim o soluție în a-i aduce ca să-i încadrăm aici grupat. Sunt foarte multe avantaje în condițiile în care învățământul se face grupat și pentru elevi, se creează și o altă concurență. Eu știu că la început, când a fost să grupăm cele două școli, pentru că și în zona Covrigiului a fost școală generală, și când ne-am adus aici, toată lumea era nemulțumită. Însă după 2 ani de zile am observat că au început să apară și roadele. Se creează și spiritul de concurență, că e una să fie într-o sală, într-o clasă, doar 2 sau 3 elevi și alta să fie 15-20. Și atunci rezultatele se văd, dar nu se văd așa de repede. E foarte adevărat că și costurile s-au mărit atâta timp cât aducem la momentul actual. Avem 2 microbuze școlare cu care nu acoperim să facem transportul elevilor în totalitate și avem și contract cu o firmă specializată de transport pentru generală. Vă dați seama, sunt 13 km de zilnic pe sens pentru copiii de la 5-8 pe care trebuie să-i aducem din zona Covrici la Văgiulești. Îi aducem cu un autocar, cu un microbuz, un autocar de 30 de locuri. Plătește primăria și sunt niște cheltuieli suplimentare care se resimt, pentru că din bugetul care este alocat pe cost copil la școală, nu se ajunge nici jumătate din cheltuielile pe care restul trebuie să suportăm de la bugetul local. Însă am avut înțelegeri la Consiliul Local și tot timpul ne-am îndreptat atenția asupra învățământului, pentru că practic sunt niște necesități, nu sunt niște mofturi de a face aceste lucruri. Și pot să vă spun că la momentul actual am o satisfacție așa și o împlinire vis-a-vis de învățământ. Tot timpul sunt conectat și cu ce se întâmplă. Avem și o relație foarte bună. Avem un director de școală care se preocupă de aproape și pentru orice problemă ne anunță: domnule, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta. Și fiind colaborare și lucrurile își găsesc rezolvare mai repede. Și cam cât vă costă lunar să asigurați transportul? Transportul, să știți că ne costă lunar între 8.000 și 10.000, în funcție de orele, da, odată sunt e luna mai scurtă sau mai așa, dar între 8 și 10.000, atât este transportul lunar. Și vă dați seama că la nivel de an sunt niște bani care e greu să, dintr-un buget unde la noi nu știi unde să pui mai întâi, da? Pentru învățământ e prioritar învățământul. Ați făcut demersuri pentru a obține un alt microbuz școlar? Da, avem demersurile făcute, însă nu au fost alocate la nivelul județului. Cred că la nivel de țară au fost în câteva județe autocare cu peste 30 de locuri. Deci noi avem nevoie de un autocar cu peste 30 de locuri ca să putem să facem această cursă. Este și distanța destul de mare și nu ne-ar permite un microbus să facă de două ori, că aia ar însemna să punem copiii să trezească prea devreme și să-i aducem prea din timp în școală,
și fiind supravegheat la 7:30 dacă îi aduci, sunt predispuși la anumite greșeli, că sunt copii până la urmă. Și da, suntem în așteptare. Suntem în așteptare. Sper că atunci s-ar reduce, având microbuzul nostru, s-ar reduce cheltuielile undeva în jur de jumătate, zic eu, că și așa sunt cheltuieli, că vine un angajat în plus, că sunt toate taxele care sunt pentru licență, pentru așa, plus consumul care este cu combustibilul. În ceea ce privește unitățile culturale, avem cămine culturale, avem și un... Da. Da, da. Cu privire la căminele culturale, atunci când a venit primar, vreau să spun că arătau așa, comparativ, chiar mai rău decât un graj de animale. Vreau să spun că nu se putea desfășura nicio activitate culturală în ele. Erau și tavane căzute și podea distrusă și geamuri și absolut totul. Însă a reușit, prin fonduri proprii, în decurs de 3 ani de zile, să le reabilităm la standardele europene. Și mai apoi, printr-un proiectul european pe care l-am desfășurat la nivelul localității, a fost un proiect integrat cu alimentare cu apă, modernizare drumuri și dotare unități de cultură. Vreau să vă spun că am pus în cămine tot ce era necesar, de la videoproiector, la scaune, la costume populare. Am făcut o dotare așa cum se cuvine. Este și, să zicem, meritul celui pe care l-am angajat pe cultură, pentru că prezintă un interes extraordinar. La început, sincer să fiu, când l-am angajat, intenția, căminile fiind în starea respectivă, intenția era că el era de meserie electrician. Am zis, domnule, te angajez aici, dar mie trebuie să-mi pui la punct iluminatul public, că nu erau becuri, nu știu ce, mă rog. Și în primul an, mai mult asta a făcut. S-a ocupat să aducă așa cât de cât, să pună pe picioare iluminatul public. Pentru că și căminile erau în stadiu în care și nu se putea desfășura nicio activitate culturală. Însă după ce l-am reabilitat, el avea oarecum, așa să zic, niște înclinații spre partea asta culturală, pentru că și el, când a fost în școala generală, a fost la, nu știu la ce formație, la Clubul Pionerilor, cum era atunci, a cântat la acordeon sau ceva de genul, și avea oarece înclinații. Ei, după ce a văzut și căminul reabilitat și la momentul când am zis, domnule, facem dotarea asta, dar vreau mai mult decât atât, a zis, nu se pune problema, facem tot ce... Și uite, cu sprijinul banului european și a fondurilor europene care ne-au sprijinit foarte mult, pentru că dacă nu ai această dotare, adică chiar dacă îți dorești, nu poți să te duci la un spectacol, așa cum se întâmplă acum, la Motru, au fost și în Dol, și în Vâlcea, și la Drăgășan, și chiar și la Brașov, cred că au avut invitații peste tot în țară. Nu poți să-ți permiți să te duci dacă, în primul rând, nu ai costumele care să te reprezinte și să fie și așa cum trebuie. După aia am zis, domnule, dacă facem treaba asta, trebuie obligatoriu să te ocupi. Și mulțumesc lui Dumnezeu că și-a dat tot interesul. Avem un grup de dansatori care permanent, vă spun, deci săptămânale, o dată pe săptămână se întâlnesc și avem și un profesor de la Motru cu care colaborăm, domnul Pistol, și vine în fiecare săptămână și fac repetiții și sunt prezenți pe la toate spectacolele. La Motru, cel puțin, vreau să spun că la orice zi ne cheamă tot timpul să meargă grupul nostru și au fost și în țară, au câștigat și trofee și pe parcurs a început să strângă și tot felul de obiecte vechi și chiar a amenajat în cadrul Căminului Cultural o cameră acolo ca muzeul satului, tot felul de lucruri interesante, destul de interesante. Nu ne permite la momentul ăsta spațiu să-l extindem, luasem în calcul să-l mutăm într-o școală dezactivată în zona Cârciului, dar
e un pic peste mână și mai necesită alte investiții, dar pe viitor e posibil să amenajăm o sală de clasă mai mare ca să expunem, pentru că sunt foarte multe lucruri acolo, ele sunt toate comprimate într-o cămeruță atât de mică încât nu mai dau imaginea aia care a trebuit să o dea. Să faceți un mini-muzeu, nu? Da, să facem noi un mini-muzeu. Nu pot să vă spun că am stat prea bine pe zona asta, dar cât de cât am adunat așa niște lucruri care să arate și din zona noastră câte ceva. În ceea ce privește salubritatea la nivel de comună, care este situația? La nivel de comună, în prezent, salubritatea se face cu o unitate specializată de la Motru. Se ridică de 2 ori pe lună, deci odată la 2 săptămâni vine mașina și face odată traseul Văgiulești-Cârciu-Valea Motrului și odată Covrigi-Murgilești. Vreau să vă spun că în prezent lunar se ridică circa 100 de metri cubi de gunoaie. Închipuiți-vă că toate acestea, cu 4-5 ani în urmă, erau aruncate undeva. Pe câmp, prin pădure, se mai întâmplă și acum, pentru că oamenii nu pot să înțeleg de ce trec pe lângă tomberoane sau știu că miercurea și respectiv marțea vine mașina de gunoi și nu scot sacul de gunoi la poartă, dar pun în mașină și l-aruncă sus într-o pădure atât de frumoasă. Acum când vine primăvara, ei fac ura pe acasă și aruncă tot sacii de gunoaie, îi aruncă în pădure, pe spații verzi. Mereu trebuie, odată, cel puțin la 2 luni de zile, să mergem și să le strângem noi de acolo. Ar putea să le pună foarte frumos lângă tomberonul de gunoi și le-ar lua mașina atunci când ridică gunoi. E foarte adevărat că sunt niște costuri foarte mari pe care le suportăm foarte greu. Însă legislația în vigoare nu ne permite să stăm tot timpul cum stăteam înainte când venea cei de la Garda de Mediu, să stăm cu teama că domnule vine acum și ne făceam repede atunci când auzeam, domnule sunt în controle, luam pe cei de la ajutor repede să adunăm gunoaiele, nu știam pe unde să le ascundem, să le... Adică nu poți să faci treaba asta permanent, să stai cu teama că doar nu poți să știi când vin cei de la Garda de Mediu și să-ți dea o amendă, sancțiunile sunt foarte mari. Și apoi decât să plătești de 2-3 ori pe an câte 100-200 de milioane, mai bine te pui în legalitate și stai liniștit. E un cost destul de mare, se ridică de la 6.000 în sus, chiar în lunile de primăvară, când se face curățenie, acum de obicei de Paște și când mai e câte o sărbătoare prin satele respective, se duce chiar spre 80-90, spre 10.000 de lei. Adică vă dați seama că sunt niște cheltuieli care la nivel anual ne strică puțin bugetul, dar nu avem ce să facem. Avem o taxă de 2 lei pe lună per cetățean. Dar vreau să vă spun că nici jumătate din cheltuieli nu se acopere doar din asta. Înțelegeți? Restul trebuie să subvenționăm din bugetul local. Nici nu poți să-i pui... Am zis că în timp, cetățeanul când conștientizează că acest lucru se întâmplă peste tot, vreau să spun că am avut la început foarte mari probleme și am zis că pun doar un leu. Până la urmă e ceva așa, să zicem, minor, adică e neluat în calcul la cât gunoi se produce. Și am avut mari probleme, însă treptat oamenii au început să conștientizeze că e nevoie și orice serviciu trebuie plătit. Domnule primar, vă mulțumim pentru toate aceste informații. Aici se încheie misiunea noastră de astăzi. Sunt Alina Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Și eu vă mulțumesc!